colaborativ mai mult decât beneficiențele care s-au primit în sistemul medical, obiectivele de la propusă pentru anul 2011, și mai puțin despre realizările făcute de parcursul anului 2010. Potrivit ministrului, ne trebuie să privim înainte și nu să ne lăudăm cu ce am făcut. Ca ce s-a fost bun pe tot ce se poate rezolvi, ce se certifice, ce este multe lăsire, rigorilor, ce se poate rezolvi o dar, să fie la vizit cu timp. În voi statului specificat că pacientii trebuie să aibă acces în un pachet de documente la serviciul medical. Acest pachet este necesar să fie revăzut și aprobat de fiecare an, să fie postat pe toate sursele informaționale și în propriile instituțiile medicale. În raportul prezentat, ministrul de asemenea s-a referit la asistența medicală primară, care are un rol aparte în sistemul medical, la îmbunătățirea serviciilor acordate de farmaciile din țară și cele acordate de serviciul de asistență medicală urgentă. Asistența medicală primară, prin